Bună dimineața! Bine ați revenit pe acest miraculos, mirific, mirobolant canal de YouTube. Am venit la ei mei și ei sunt acolo, acum au ajuns și ei. Pentru că astăzi am să le pun, ce credeți, tavanul fals. O să vedeți și voi cum îl aplic, am să-l pun eu. Pentru că ei mei sunt în renovare oarecum, schimbă bucătăria. Așa că stați alături de mine ca să vedeți cum se aplică un tavan fals de către un meșter iscusit. Și nu sunt meșterul Manole și nu am sosit de spană. Am venit și până la service, bineînțeles, pentru că, ce credeți, pierd antigel. Așa că după ce au venit ai mei, i-am spus lui tata și a zis hai să mergem la service, că nu putem să stăm așa. Și trebuie să schimbă nu știu ce filtru de plastic de asta de sub mașină, care mă mai costă încă nu știu cât. Deci probabil că o să băgăm în mașina asta o grămadă de bani și încă o să mai băgăm și încă o să mai băgăm. Dar acum ne îndreptăm către casă, de unde o să pun tavanul fals. Așa arată tavanul în momentul de față. Da? Deci nu e nimic pe el. Trebuie să facem treaba asta pentru că, stați că vă arăt imediat, pentru că sunt zonele astea pe tavan care nu au fost acoperite de către noi. Nu am putut să le acoperim eu cu țuț. Și în mod normal ar trebui decojit tot, dat cu glece și mai departe. Așa că ăsta este instrumentul, scara. Acestea sunt plăcile pe care le vom pune pe tavan, cum avem și pe balcon. Să vă arăt rapid și balconul. Așa arată pe balcon. Deci așa o să vadă plăcile. Ai mei au pus și pe aici câteva. În fine, nu este încă finisat ca lumea. Dar ăsta tot eu l-am pus cu țuț. Așa că a venit timpul să mă apuc de treabă. Deci așa am aplicat siliconul. Siliconul care e aici, da? Cu siliconul special pentru polistiren. Și acum o să vedeți cum îl pun. Și mă sui cu placa sus. Am ajuns aici și o fixez prima oară în colț. Cam asta e șmecheria, să zic așa. Nimic complicat. Chiar super ușor de pus. Dăm cu mâna pe unde a fost siliconul pus. Deci în formă de X. Se vede? Perfect. Aceasta este o placă. O să continuăm cu restul. Așa arată o placă pusă. Progresiv ajungem în direcția pe care o vrem. Cam așa arată acum. Atât am pus momentan. Deci am pus 2, 4, 6, 8, 10 și jumate. Și urmează să pun în continuare. Eu zic că mă descurc chiar ok. Ținem cont... Pardon, că a trecut doar, nu știu, cred că jumătate de oră. Deci tot rău spre bine. Cam și o parte de niște aer curat și vecinul, cred că îi se strică mașina. Păi ia fumăm așa la tata. Am intrat numai fum în casă. Am zis, hai că țin geamul deschis, că îmi intră și mie niște aer, de unde? Ia uite, mâncați-mi și curat, da? Asta e stadiul la care am ajuns. Aici aștept să dea tata asta jos și o să continui pe margine. Până când o să mă unesc cu partea de pe aici, așa. O să încep să pun și pe acolo, la fel. Și să mă rămână decât mijlocul. Căci lampa asta este superbă, pe care scrie 95 de lei. Este absolut mirifică. Am luat una mult mai frumoasă. Timp tata am montat asta în sufragerie, care mi se pare că arată foarte bine. Sclipește, are un mic diamant acolo. E chiar drăguțică. Vezi că tata trebuie să facă 3 kg de cartofi prăjiți. Asta de ce ai pus-o aici? Ce am pus acolo? N-am nimic. Cât ai avut? Prima oară servim ciorba rădăuțeană, după care ne băgăm în cartofiori și în friptură. Ce arată friptura cu o chestie din familie oarecum, chestia asta cu punem ketchup peste cartofi și cu mușdei. Tu așa, ție așa îți place, nu? Tata? Da. Ce? Îți plac cartofii cu muștar, cu mușdei? Cu mușdei și cu muștar. Și cu ketchup, da? Ketchup, da. Asta este, asta zic și eu. Băi, a trebuit să aprind blițul pentru că noi încă nu am pus lampa. O să o punem mâine. Eu mai am de făcut părticica aia. Deci și asta, atât mai am de făcut și am terminat, dar o să vin mâine pentru că efectiv nu mai pot. Băi, gata, o să mă duc înspre casă pentru că deja nu mai pot să mai stau.
Mi-am stricat și o unghie sau două, dar asta e, trecem peste. Și o să revin mâine ca să văd cum terminăm totul. Să spun că vine și sus cu mine. Bună dimineața! Acum că ne-am trezit, este a doua zi, știți, după punerea tavanului fals. Așa că astăzi o să mergem și o să punem restul de tavan fals. Vine și Iubi cu mine azi. Dar înainte de toate mergem să ne spălăm pe dinți. Gata, suntem în mașină, ne pregătim să plecăm spre ei. După care, după ce terminăm chestiuța aia de care v-am spus, mai sunt trei plăci. Mergem și noi să luăm prin... Parc. Am ajuns și acasă, de unde ce credeți? Am făcut rapid niște paste cu pesto. Am pus niște cașcoale deasupra și a pus și mami câteva, nu știe sigur dacă o să-i placă, că nu am mâncat până acum. Ia uitați ce bine arată! Ițuț mănâncă clasicul parizer cu cașcaval, cu măslinuțe și cu roșii. Iob, e bun? Da. O să-ți placă, nu? Da. Ia uitați pastele mele frumoase. Nu am reușit să vă arăt tavanul finisat, însă chiar e finisat. A trebuit să venim acasă, că socrul meu nu s-a simțit foarte bine, l-a luat ambulanța. Și momentan așteptăm, na, nu avem ce să facem prea multe. Dacă mergem la spital, acum toate sunt de COVID, sunt de nu poți să intri nicăieri, nu poți să faci nimic, așa că nu are niciun rost. O să stăm pe acasă. O să facem niște curățenie și cam atât pentru astea două zile. Cam atâtea lucruri s-au întâmplat. Destul de multe, zic eu. Mă bucur super mult că v-ați uitat la acest vlog. Sper că v-a plăcut și îmi fac și toată viitoare. Când sper să-mi fi venit comanda de pe Shein ca să vă fac un unboxing la comanda mea de pe Shein. E prima oară când comand și sunt chiar foarte, foarte, foarte curioasă ce o să conțină. Bine, știu deja ce am cumpărat. Mă refer cum o să arate chestiile. Dacă nu cumva sunt ca chestiile alea, comanzi de pe Wish și îți arată o rochie super mișto și când îți vine ceva ce n-are nicio treabă. În fine, rămâne de văzut. Vă pup!